intitulat prezentarea într-un mod sugestiv, cred eu, cum putem duce educația în afara băncilor universității. Pe foarte scurt, ce este Liga AC? Este organizația studențească de la nivelul Facultății de Automatică și Calculatoare, înființată în 1990. Pe lângă reprezentarea intereselor studenților la nivelul tuturor forurilor decizionale din universitate, cum spunea și domnul președinte al Senatului în Senat, în Consiliul Facultății și așa mai departe, organizăm anual proiecte dedicate atât studenților cât și elevilor de la noi din facultate, la nivel local și unele chiar internațional. Iar despre asta o să vorbesc în continuare. Am selectat, cred eu, cele mai relevante proiecte ale noastre și cele mai mari și care s-au bucurat de cea mai mare participare în rândul publicurilor țintă, care contribuie la conceptul ăsta de educație deschisă, educație non-formală și educație extracurriculară, în definitiv. Primul despre care vreau să vorbesc este UniHack. În anul 2020 a fost o provocare. Inițial pregătisem să fie organizat fizic, dar am fost constrânși să ne mutăm în online. Este un proiect internațional care în noiembrie 2020 a reunit peste 350 de studenți și elevi din întreaga lume care au participat la acest hackathon, în cadrul căruia au dezvoltat soluții de natură digitală pentru probleme civice identificate de ei. Proiectul a fost realizat împreună cu ambasada Franței în România și cu Institutul Francez. Am avut 364 de participanți care au dezvoltat 73 de proiecte în cadrul weekendului, în care a avut loc. Am avut 4 track-uri, adică 4 categorii de tematici mai generale în care să dezvolte proiecte, și anume aplicații mobile, aplicații web, aplicații ce țin de educație digitală și mobilitate urbană. Marele premiu, care a fost în valoare de 2000 de euro asigurat de Ambasada Franței în România, a fost acordat chiar unui proiect din sfera educației digitale, și anume unui grup de studenți din Statele Unite ale Americii care au dezvoltat un tool de realitate augmentată care să vină în sprijinul cadrelor didactice în predarea online interactivă. Poate cel mai important proiect al nostru pentru studenții din Facultatea de Automatică și Calculatoare este Liga AC Labs. Labs este acronimul Laboratoare Aplicate în Beneficiul Studenților. Scopul proiectului este de a familiariza studenții încă din timpul facultății cu cerințele de pe piața muncii. Astfel realizăm un parteneriat cu principalele firme de IT&C din Timișoara, iar acestea, pe parcursul semestrului 2 al fiecărui an universitar, vin și susțin o serie de laboratoare aplicate pentru un număr de studenți pe care ei selectează. Anul acesta ne-am bucurat de 899 de înscriși, este un număr record pentru proiect, și astfel ne face să ne gândim atât pe noi, cred, ca și organizatori, cât și pe firmele partenere, că acum mai mult decât niciodată studenții își doresc din ce în ce mai mult să învețe cât mai timpuriu, să aplice ceea ce învață la facultate pentru a fi pregătiți să se angajeze ulterior și să își asigure o stare materială. Cel mai vizibil proiect al nostru pe plan internațional se numește International Student Week in Timișoara. Este un festival internațional cultural dedicat studenților din toate colțurile lumii. Ultima ediție a avut loc, din păcate, în 2019, pentru că atunci a fost ultima oară când am putut să-l desfășurăm fizic. Am avut 149 de participanți din 79 de țări din toate colțurile lumii, de aceea în 2020, fiind nepregătiți la momentul instaurării stării de urgență,
am decis să anulăm pentru că ne era imposibil să aduci, să reunim așa mulți studenți din așa multe țări. Ce fac toți acești participanți? Timp de 10 zile la Timișoara, găzduiți de Universitatea Politehnică Timișoara, ei derulează activități de dezvoltare personală, participă la workshop-uri de educație non-formală, care au ca și tematici, în principal, obiectivele de dezvoltare durabilă stabilite de ONU. Proiectul este unul destul de vizibil pe plan internațional, astfel ne-am bucurat de patronajul Parlamentului European și ne mândrim cu faptul că este unul dintre foarte puținele proiecte de mare anvergură și de mare amploare ca și timp care au primit această distincție din partea Parlamentului European, pentru că de obicei îl oferă unor evenimente cu durată foarte scurtă, de maxim o zi. Dar am primit și distincții precum patronajul Guvernului României și patronajul Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, pentru a valida cumva impactul nostru în sfera educației non-formale. Foarte pe scurt, tot în zona asta de a educa cumva publicul țintă, am lansat un podcast, o emisiune radio digitală disponibilă pe platforme de streaming numită Liga AC Talks. Am lansat până acum 5 episoade în cadrul cărora am atins teme precum freelancing, oportunități de implicare civică pentru programatori, cum să-ți deschizi un startup, care este impactul companiilor multinaționale și ce înseamnă să lucrezi într-una, sau cum să urmezi o carieră didactică într-o instituție de învățământ superior. Toate aceste episoade au avut drept invitați specialiști și oameni cu experiență în fiecare domeniu. Ultimele două proiectele noastre despre care vreau să vorbesc sunt și cele mai noi, să spun așa, și poate cele cu impactul cel mai mare, grassroot. Primul este un curs de predare online pentru cadre didactice din învățământul preuniversitar. În anul 2020, în toamna anului 2020, ne-am dat seama că este o nevoie reală în rândul cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în special din zona rurală, și am pornit o serie de workshop-uri care au avut loc pe perioada a 5 weekend-uri. Am ținut în total 10 sesiuni la care am discutat cu 170 de cadre didactice din județul Timiș și le-am prezentat din experiența noastră cum pot să folosească platformele Zoom, Google Meet, Google Drive și Google Classroom. Am format și o comunitate pe Facebook unde toți participanții de la curs să poată distribui resurse, să pună întrebări și să încercăm să facem o solidarizare în rândul acestei comunități pentru a face schimb de resurse și bune practici. Și ultimul proiect despre care vreau să vorbesc este un proiect demarat informal împreună cu Facultatea de Automatică și Calculatoare. Îl numim Tutore pentru colegi mai tineri și prin acest proiect le dăm șansa studenților de la noi din facultate ca în mod voluntar să ia parte la procesul didactic sub altfel decât studenți. Mai exact, împreună cu asistenții universitari, studenții înscriși în acest program facilitează pentru colegii mai tineri sesiuni de laboratoare și seminarii la care ei s-au descurcat foarte bine în trecut. Astfel dorim să le dăm șansa studenților să își dea seama dacă este pentru ei o carieră didactică și să îi încurajăm să urmeze o astfel de carieră pe viitor, dacă sunt pregătiți. Are loc în fiecare semestru. Acum, chiar zilele astea, vom da drumul la înscriere pentru studenți și ca și rezultate palpabile, ne bucurăm că anul acesta a fost oarecum pentru prima oară când o serie de absolvenți, atât ai ciclului de studii de licență, cât și ai programului nostru, au ajuns să țină ore în cadrul Facultății de Automatică și Calculatoare ca și colaboratori.
Vă mulțumesc tare mult pentru atenție.